Hai, normal băieții, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, băieții, un episod din seria asta preferată de Sam. De această dată suntem pe beta, deoarece vreau să fac un video foarte, foarte repede și încă acest update nu este pe serverul rpgbâlniuțăhood.ro, al cărui IP-ul aveți în descriere. O să se adauge la ora 20, cred, și în afară de acest sistem de fiș pe care o să vă prezint imediat, o să mai adăugăm facțiunea SILV rezolvată, adică curând se vor deschide aplicațiile și puteți intra în facțiune și totodată mai rezolvăm câteva lucruri și adăugăm noi mașini la Legendary Crate. Acele mașini nu sunt mașini, sunt de fapt un yacht, un Sea Sparrow, adică un sparrow care poate pluti pe apă și încă o barcă, sper să nu mă șel, și totodată am scăzut și șansa respectivă pentru a câștiga mașini să le facem mai OP. Avem și un mod pack nou, un mod pe care nu este de low PC, este de very low PC, nu știu dacă vedeți, am 355 de FPS-uri, cred că vedeți frame-urile de la Shadowplay, deci nu au cum să fie FPS-uri false aceste FPS-uri, mie aici mi apare că am doar 195 și văd că rămâne constant, deci nu mai trece. Este mod pack-ul lui Sharkblind, aveți canalul lui în descriere, de fapt o să vă las link în descriere de la videoclipul respectiv cu mod pack-ul. Nu m-a plătit să-i fac promovare la acest mod pack sau ceva de genul ăsta, mi-a apărut videoclipul lui la recomandate și așa că m-am decis, mi-a plăcut foarte mult modpack-ul, am apreciat munca depusă de el făcând acest modpack și m-am decis să-i fac așa o mică promo. Dar lăsând asta la o parte, hai să vă prezint puțin sistemul de fișier, apoi o să vă prezint și modpack-ul. Este a 17-a oară când încerc să filmez, bine, am exagerat puțin, nu este a 17-a, este a 15-a. Dăm foarte frumos Fish Shop și ne cumpărăm un fishing rod, o lansetă sau o undiță, cum vreți voi să-i ziceți, o undiță. Și avem aici 3 tipuri de momeală. O să-mi iau pe cea mai scumpă, care este Boilies. Cei ce știți cât de cât ce înseamnă pescuitul la crap o să înțelegeți. Veniți foarte frumos la una din cele 15 undițe amplasate în zona aceasta. O să vă arăt aici pe hartă. Și scrieți Start Fishing. Bun, selectăm momeala, o să selectez Boilies. Și acum să vă explic care este skepsisul. Bun, nu trebuie să stați aici lângă să pescuiți, nu trebuie să fiți online, puteți să faceți orice altceva, cum ar fi să faceți fish normal, jobul de fisher, sau să faceți farm, sau să faceți track, sau să faceți business-uri, ce vreți voi să faceți pe server sau nu doar pe server, și el pescuiește, așteaptă să prindă un pește. Mie Eddie mi-a băgat o comandă ca să-l prind mai repede și mi-a dat o oră și 15, durează între o oră și 3 ore să prindeți un pește. Eu zic că e destul de ok, băieții, e ca și cum ai lăsa lanseta pe mal și ei face orice altceva până trage peștele. O să așteptăm puțin să vedem când prindem un pește, iar apoi o să îl vindem. Mi se pare că primiți între 50k și 250k pe un crab, pe un somn între 40k și 100, nu, și 200k și pe un caras între 30k, bine, denumirile astea sunt în engleză, între 30k și 150. Uite, scrie aici foarte frumos fișon. Ne zice că am prins un catfish, așa că, adică un somn, o să mergem foarte frumos să apăsăm tasta F aici și ușor, ușor să urce și peștele, să vedem dacă a făcut Edison. Încă este în stadiul de testare, de aceea o să băgăm puțin mai târziu pe server normal. Acum ar trebui să urce un pește pe aici, ia să vedem dacă urcă. Ah, uite-l că a urcat, l-a dat foarte frumos. Ne-a zis că am prins și acum ar trebui să mergem la magazin normal 24x7 să vindem peștele. Nu știu ce părere aveți voi, băieții, dar mie mi se pare o idee foarte, foarte bună. Și o să ziceți asta, dar că ție ți se pare o idee bună, că tu ai gândit sistemul. Bă, oarecum așa este. Ce voiam să vă zic, dacă aveți orice sugestie, băieții, pentru acest sistem sau orice sugestie de sistem sau ce v-ar plăcea să schimbăm la server, vă aștept toate comentariile voastre în secțiunea de comentarii. O să le citesc absolut pe toate, o să le marchez cu o inimioară pe cele pe care le-am citit și o să vă și comentez de acum, pentru că este vară, am foarte mult timp la dispoziție și m-am gândit să vă răspund la fiecare comentariu în parte și totodată să vă, hai să dăm noi a doi, să vă răspund la fiecare comentariu în parte și să vă răspund la întrebările de pe Discord sau la mesajele voastre de pe Discord. Am dat sim la toate mesajele pe care le aveam, uite, văd că am 398 de frame-uri, aveam, uite, 401, super tare, deci am peste 400 de frame-uri uneori cu acest modpack.
Probabil o să aveți mai multe FPS-uri cu acest modpack decât cu GTA San Andreas Default. Spawn car 41251, uite, peste 400, super tare. Nu are niciun modpack pe mașină, are câteva FPS-uri, FPS boost-uri, nu știu. Dacă vreți mai multe detalii despre acest modpack, eu vi-l prezint așa mare. Hai să mergem noi să dau și un duty, să vă arăt puțin armele. Spawn răduc duty în 4 asta arată genial și se aude genial. Nu știu dacă voi îl puteți auzi, dar la mine se aude genial și îl și ține genial. Hai să vă arăt cum se vede. De fapt, nu pot. În fine, băieții, și animurile pad-ul ăsta sau cum se numește, chiar arată bine. Bă, mă bag pe etichete. Mă ajută Alexandru să facem niște etichete. Am încercat aseară să vă acordăm un bonus, din păcate nu l-au putut lua chiar toți. A picat serverul destul, a fost picat serverul, ca să înțelegeți cam ce, cam cum stau lucrurile, destul de mult. Și să nu credeți că noi vrem să ne pice sau să nu credeți că nouă nu ne pasă că pică, ne pasă frate, dar încercăm să rezolvăm acest aspect. Am făcut ticketilor de la Zero Ping și sper să-l citească. Băieții de la Zero Ping nu sunt foarte serioși, nu răspund foarte repede, asta este un minus foarte mare de la ei. Băieții, cred că cam atât cu acest video. Cred că e un video de 6 minute. M-am decis să nu mai fac videouri lungi în care nu vreau să zic ceva. Vreau să fac videouri scurte și la obiect, în care vreau să vă zic tot ce am de zis și cam atât, fără să mă plim foarte mult. Așa că băieții, mulțumesc foarte frumos pentru atenția acordată. Nu uitați, dacă vreți întrebări sau orice comentariu, puteți să lăsați aici sau pe Discord, sau dacă vă place videoul, lăsați un like. Dacă nu vă place, lăsați dislike. Nu mă supăr absolut deloc. Butoanele alea două respective sunt acolo doar să vă exprimați părerea și pe mine mă ajută, pentru că îmi dă videoclipul la recomandate. Gata, vorbesc prea mult. Eu am fost Radu și ca de obicei vă pupă, fratele. Pa!